oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el în fața Tatălui meu celui din ceruri. Iar cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetele 32 și 33. Preacuvioase Părinte Exarh, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși Preacucernici Părinți, Domnule Deputat, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această zi luminoasă de toamnă târzie, am venit la mănăstirea Petru Rareș Vodă ca să îi sărbătorim hramul. Și hramul acestei mănăstiri sau oblăduitorii acestei sfinte mănăstiri sunt sfinții transilvăneni. Sfântul Visarion, Sfântul Sofronie, Sfântul Mucenic Nicolae Oprea și preoții mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic. De aceea mi-am și început cuvântul cu acest verset din Evanghelia după Matei. Pentru că Mântuitorul a zis: cine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ori, acești mărturisitori pentru credință, în viacul al VIII-lea, au fost niște neînfricați ostași ai lui Hristos. Știți ce s-a petrecut atunci? Curtea de la Viena făcea o presiune extraordinară asupra românilor ortodoxi din Transilvania să treacă la greco-catolicism. Și mulți dintre ei s-au împotrivit, unii până la moarte. Așa au fost și cei cinci pe care îi pomenim astăzi și care sunt ocrotitorii mănăstirii de aici. Lumea acum umblă mult. Pe 11 septembrie s-a sfințit o biserică minunată în München pentru ortodoxii români de acolo, biserică făcută cu multă trudă de părintele Felecan, sprijinit de o grămadă de oameni cu minte. Ei, venind de la sfințirea bisericii de acolo, am intrat, pentru că era aproape în drum, teribila fortăreață de la Kufstein. De ce o pomenesc? Pentru că zic, și frățiile voastre umblați mult și dacă vă trece pe acolo, să intrați în fortăreața de la Kufstein. Ce s-a întâmplat în acea fortăreață? Acolo au fost duși mucenicii pentru ortodoxie. Nicolae Oprea acolo a murit. Preotul Ioan din Gale și Moise Măcinic acolo au murit. Fortăreața e teribilă. În turn, la ultimul etaj, sunt niște celule în care, pe vremea Imperiului, au pătimit o seamă de oameni care s-au luptat pentru drepturile lor.
și sunt acolo sumedenie de plăci puse și pentru cei ce au pătimit din neamul maghiar, pentru că s-au răsculat împotriva stăpânirii austriece, și cei ce au pătimit din neamul cehilor și al slovacilor. Din păcate, nu e nicio tăbliță cu mărturisitorii noștri. Acum mă întorc la ei. În viacul al XVIII-lea, începând după 1700, s-au făcut niște presiuni teribile asupra ortodoxilor de la noi din Transilvania să treacă la Biserica Greco-Catolică. Și cei ce au fost mai vașnici luptători împotriva acestei oprimări sunt sărbătoriți astăzi. Visarion a venit din altă parte și era un călugăr iubitor de Hristos, care pe toată Valea Mureșului a propovăduit credința cea adevărată. Sofronie era un călugăr român din Cioara și a ctitorit mănăstirea de acolo. Și el s-a luptat de multe ori și a umblat prin tot Ardealul propovăduindu-l pe Hristos și a făcut și anumitele sinoade. Cel mai important sinod, punem ghilimelele de rigoare, l-a făcut în Alba Iulia, adunându-i pe preoți și pe credincioși să le spună: oameni buni, vedeți că sunteți păcăliți, că vor să vă scoată din credința pe care au avut-o moșii și strămoșii voștri. Iar Nicolae Oprea, țăran din Săriștea Sibiului, a bătut drumul până la Viena de mai multe ori pe jos, a ajuns și la împăratul și consemnează cronicarii că ar fi spus odată în fața împărătesei: Măria ta, cojocul acesta ce acum pe mine e al meu, dar dacă îl vrei, ți-l dau. Cu mâinile acestea o viață întreagă am robotit pentru împărăție, dar sufletul meu nu ți-l dau, pentru că e numai unul și vreau să-l duc curat în fața lui Dumnezeu. Deci ei au mărturisit pentru credință, nu s-au lepădat de credință. Și de aceea troparul sărbătorii de astăzi și rezumă ceea ce au făcut ei. Și zice troparul: l-ați auzit întat, dar mai zic și eu odată: luptătorilor pentru ortodoxie, ca niște trâmbițe îngerești, ați înviorat în suflete mărturisirea dreptei credințe și ca niște înțelepți propovăduitori, pe credincioși i-a rănit cu dreaptă și luminată învățătură. Mare au fost ostenelile lucrării voastre, mare și osârdia propovăduirii, mare a fost și rodul luptei voastre drepte, pururea pomeniților ostași ai lui Hristos. Aceștia au fost Sfinții Ardeleni. Și în contextul vremurilor de astăzi, când lumea s-a globalizat, când alte valori îi farmecă pe oameni, ne întrebăm: a avut vreun rost jertfa lor? Și răspunsul corect este că a avut. Și din considerente naționale, și din considerente duhovnicești și religioase, jertfa lor a avut un rost. Părintele Rafael Noica, care are un schituleț în munții Apuseni, a spus multe lucruri frumoase, dar cred că unul le întrece pe toate. Părintele Rafael zice așa: ortodoxia este firea omului. Cel ce-și caută firea sa cea adevărată, găsește ortodoxia. Iar ortodoxia îl duce la Hristos și îl duce la mântuire. Ortodoxia este firea omului. Iar replica pe care am putea o da
celor ce ne subcot, poate fundamentaliști, oameni cu priviri înguste, care nu realizează ce se întâmplă în lumea aceasta postmodernă, le putem da un răspuns dinpreună cu vestitul profesor de teologie Teodor M. Popescu. Teodor Popescu a fost profesor de teologie la București. Un om foarte credincios. Pentru statura lui dreaptă a și fost întemnițat. Atunci când au fost întemnițați mulți oameni cu mine. Și a stat în temniță până în 1964, când au fost eliberați toți deținuții politici. Ei, Teodor Popescu, printre alte lucruri frumoase, a scris și un studiu în care milita pentru păstrarea dreptei credințe. Și zicea el, noi cei ce ținem la ortodoxie, nu suntem niște fundamentaliști. N-avem nimic împotriva celorlalți, dar le spunem tuturor că aceasta este calea care duce la mântuire. Și vă citesc câteva fraze din el. Biserica Ortodoxă nu caută să impună nimănui autoritatea. Ea nu cere nimănui puterea, ea cere tuturor unire în credință, de unii schimbată, de alții uitată. Ea nu cere nimănui nici măcar să sufere pentru ea și cu ea. Ea oferă tuturor credința sa încercată în foc, credința de altă dată a tuturor. Ea nu dorește să poruncească nimănui și să umilească niciun creștin. Ea dorește să-i poată auzi pe toți zicând, ca vechii creștini, să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și tot în acest spirit, un mare bărbat al neamului, Simeon Mehedinți, a scris o carte intitulată Creștinismul românesc și în care spunea cu mare apăs că ortodoxia e legată de ființa noastră. Ortodoxia ne apropie de Hristos, ne face să trăim în Hristos și cu Hristos și ortodoxia ne duce la mântuire. Ei, Simeon Mehedinți, am zis că tot așa ca și Teodor Popescu, le spunea oamenilor, noi nu suntem împotriva nimănui, noi suntem pentru a-i aduce pe toți la cunoștința adevărului. Și iată ce zicea Simeon Mehedin și cu asta voi și încheia. Dorim așadar tuturor creștinilor de azi, de mâine și de totdeauna tot binele cu putință. Dar dacă e vorba de o înțelegere dreaptă, adică ortodoxă, a învățăturii lui Iisus, să fie bine știut că noi românii nu ne vom despărți în veci de felul cum au înțeles-o părinții și străbunii noștri. Amin.